Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi povestim despre Filocalia lui Origen, o carte publicată în colecția Spiritualitate creștină a editurii Herald și alături de noi este Valentin Protopopescu, un prieten foarte drag, jurnalist cultural la Radio România Cultural. Iată, vorbim despre Filocalia lui Origen, o carte importantă, mai ales în această colecție, în spiritualitatea creștină. O carte despre care Valentina a mai vorbit, a și scris despre această carte. De ce este o carte atât de importantă? Vorbim de opera origenistă și mai ales pentru începutul sau începuturile secolelor creștinismului, de la începuturile creștinismului primar. Este o carte importantă pentru că, așa cum bine ai spus, dragă Sorin, și îți mulțumesc pentru invitația ta la acest dialog, ea vine ca un fel de suma primelor două, trei veacuri creștine. Origen este un imens scriitor bisericesc, este unul dintre teologii de forță ai începuturilor creștinismului și trebuie spus că munca lui a fost în primul rând una de sistematizare, una de punere la oaltă, una de concentrare, de sinteză a tuturor cunoștințelor filozofice și teologice din vremea sa și din veacul anterior. De altminte, trebuie să introducem aici o distinție, trebuie să subliniem faptul că Origenii se atribuie cam 2000 de texte. Se pare că a fost un autor extrem de prolific și și-a dedicat imensa lui putere de muncă consolidării, întemeierii unui pattern, unui model teologic în măsură să funcționeze atât în plan logic și în plan filozofic, astfel încât să poată lupta cu arme serioase, puternice, împotriva neoplatonismului și, în primul rând, împotriva gnosticismului. Din această perspectivă, lucrarea de față, Filocalia lui Origen, sigur, este a lui Origen. El a scris acele texte care compun volumul la care noi ne referim acum, dar trebuie spus că textele în cauză sunt adunate, sunt puse la oaltă, sunt decupate și lipite, astfel încât întregul să fie coerent și mai ales foarte frumos, foarte plăcut lecturii, de către doi imenși gânditori care au făcut și ei glorie în epoca respectivă. Mă refer aici la Sfântul Grigorie de Nazian și mă refer și la Sfântul Vasile cel Mare. De altminteri, cei doi îngrijitori ai textului origenistic au fost și mari apărători în epoca lor ai gândirii origeniste, pentru că nu puțin au fost cei care l-au acuzat, uneori cu bună dreptate, pe Origen pentru unele, să spunem, derapaje cu o formulă postmodernă de la teologia cea dreaptă, de la ortodoxie, de la spiritul Sfintei Scripturi. Nu știu dacă lucrurile ar fi putut să stea diferit. Cert este că efortul lui Origen a fost unul imens în acea perioadă. El a fost obligat să argumenteze, de pildă, împotriva lui Celsus. Contra Celsum este una dintre marile lucrări scrise de Origen și, dincolo de faptul că polemizează devastator, avea verbă, sprințare, avea intuiție, avea erudiție și forță argumentativă, Origen din Alexandria, dar în plus, tocmai datorită polemicii cu Celsus, el, Origen, a ajuns să ne livreze nouă astăzi foarte multe citate din opera lui Celsus. Noi îl cunoaștem practic pe Celsus datorită polemicii aspre, masive, duse împotriva sa de către Origen. Revenind la întrebarea ta, Filocalia lui Origen este un exemplu de desfășurare logică și, cum să spun,
estetică, în manieră creștină, cuvintele sale, viziunile sale sunt așezate corect, drept, din perspectiva ortodoxiei, da? Și tocmai datorită efortului său scriitoricesc și logic, Origen ajunge să ne familiarizeze cu foarte multe aspecte, cu foarte multe modalități de a interpreta într-o manieră justă, într-o manieră alegorică, multe dintre adevărurile Sfintei Scripturi. Deci el ne oferă și o metodă astfel încât înțelegerea noastră să nu se lovească de un obstacol aparent ilogic. Vine cu o cheie, el ne oferă o apropiere hermeneutică de multe din pasajele Sfintelor Scripturi. Totodată, cartea de față, așa cum spuneai puțin mai devreme, reprezintă un îndreptar pentru patristica timpurie, legat de citirea și înțelegerea cât mai corect posibil a Sfintei Scripturi în perspectivă alegorică. Unele fragmente din Scriptură pot trezi anumite, să spunem, ambiguități, așa că această carte ajută la explicarea formulărilor și relatărilor literare ale Scripturii. De ce a ales Origen genul acesta de, nu i-aș spune neapărat stil literar, deși alegoria o întâlnim și E în o literatură, figură de e o stil, figură de da. stil, exact. De ce a ales această formă de a transmite până la urmă mesaje către cititori și mai ales către posteritate? Sarcina era una imensă, cea care se deschidea în fața lui Origen. Ne găsim în primele veacuri creștine. Să nu uităm că știința de carte nu era chiar la îndemâna tuturor. Sigur, nu ne aflăm în acea epocă medievală, zisă neagră, da, în care masa populației, poporul nu avea acces la slujbă pentru că era ținută în limba latină. Dar nu suntem nici foarte departe, să nu ne facem iluzii. Marea majoritate a populației nu vorbea o latină elegantă, o latină de Roma, nu vorbea nici o greacă rafinată, o greacă din vremea lui Pericle, da, și a lui Platon sau Aristotel. Lucrurile erau mult mai concrete, mult mai directe, mult mai experiențiale. Și Origena știu foarte bine că se adresează nu doar unor teologi, unor filozofi, unor rafinaței gândirii, ci el a mers mai departe și pe urmele Sfântului Pavel, da, s-a gândit să facă și operă de misionarism, de luminare a celor mulți. Ori atunci, evident că lor trebuia să li se adreseze, în măsura în care aveau acces la lectură, la citire, în măsura în care erau alfabetizați, da, lor trebuia să li se adreseze într-o limbă frumoasă, accesibilă și construită pe structura unor narațiuni, a unor povești. Or, alegoria, cum să spun, ilustrează foarte bine viziunea aceasta de bază, de întâmplare minunată, de pildă. Doar în felul acesta putea fi cucerit, să spunem, sufletul unui om simplu, doritor să se adapte de la izvorul adevărurilor creștine fundamentale. Mare scriitor, tu ai spus bine, a fost un stilist, un autor redutabil. Origen a reușit să se adreseze și celor neinițiați și celor care nu aveau o instrucție filozofică sau teologică, așa cum era el. Să nu uităm, l-a avut ca maestru de gândire pe Ammonius Saccas, unul dintre marii neoplatonicieni din epocă. De asemenea, a studiat teologie cu Clement din Alexandria. El era un enciclopedist, era o minte de sinteză a perioadei în care a trăit, dar majoritatea oamenilor care au trăit în secolele 2, 3, 4 nu erau așa, erau oameni destul de simpli, cu o gândire concretă și aveau nevoie de un asemenea îndreptar. Ori tocmai că filocalia pune accent pe frumusețe, pe frumusețea frazei, pe fluiditatea verbului, pe gândirea concretă și chiar dacă metaforică sau alegorică. Deci era o miză de misionariat, dacă vrei, dragă soare. Filocalia lui Origen nu a fost compusă, să spunem,
Vorbim de forma sa actuală, forma prezentă, de origen, dar meritul acestui îndreptar, meritul acestor compilații de texte până la urmă, îl au, cum ai pomenit puțin mai devreme, meritul păstrării și restaurării până la urmă al acestor texte, îl au Sfinții Vasile cel Mare și Grigorie de Nazianz, care au adunat cele mai frumoase pagini extrase din opera originistă. Care este rolul lor al acestor două personalități, chiar și în epoca respectivă? Sunt două figuri ilustre ale creștinismului timpuriu, dar să nu uităm, ei vin după Origen, vin cu o experiență istorică și teologică și filozofică argumentativă mult mai mare decât cea de care s-a bucurat Origen. Prin urmare, aveau o altă perspectivă, se poziționau altfel. Enciclopedismul lor, puterea lor de sinteză, să recunoaștem, eu nu fapt observabil și documentabil, fără dificultăți majore. Toate aceste instrumente intelectuale erau mai puternice în mintea lui Grigore de Nazian și a lui Vasile cel Mare. Ei l-au recuperat pe Origen, au trebuit să-l și purifice într-o anumită măsură, repet, pentru că la un moment dat Origen a avut destule probleme cu ortodoxia, a avut conflicte repetate, aș spune, cu episcopul de Alexandria, cel care la un moment dat l-a exilat, i-a luat conducerea școlii din Alexandria, da? Și cumva pe bună dreptate, pentru că exista acolo un canon în raport cu care Origen a făcut pasul înapoi. Michel Onfray, care pentru mine e un reper al timpurilor contemporane, acest mare filozof francez, e un personaj care gândește independent și are o minte critică extrem de ascuțită, da? Și nu ezită să se lege de locurile comune și de multe ori chiar să fie ironic, să se manifeste ca un ironist foarte fin, spune despre Origen că încarnează într-o condiție maximală esența creștinismului. Ori, din perspectiva postmodernă a lui Michel Onfray, creștinismul ca ideologie religioasă pune accentul în primul rând pe ura împotriva trupului. Trupul lui Iisus Hristos este un trup martirizat, trupul creștinului este un trup desensibilizat, care trebuie să reziste atracțiilor cărnii, care trebuie să sufere, care trebuie să îndure multe dureri, astfel încât să merite perspectiva de dincolo de veac, da? Viețuirea în lumea de dincolo, în lumea lui Dumnezeu. Accesul în rai poate fi facilitat de o viață martirică. Da? Ori, Origen a exemplificat fără rest cu propria lui biografie această ideologie. Să nu uităm că atunci când era foarte tânăr și când tatăl său Leonida a fost martirizat, da? El a vrut să-l urmeze. Anecdota spune că mama sa l-a salvat pentru că i-a ascuns hainele și n-a putut să se ducă în pielea goală ca să fie luat prizonier, torturat și ucis la fel ca și tatăl său. E, mai mult, Origen s-a autocastrat într-un elan din acesta autodestructiv care, repet, ilustrează din punctul de vedere al lui Michel Onfray tocmai ideologia radicală a creștinismului. Ori episcopul de Alexandria nu a acceptat așa ceva. A avut multe probleme în a primi, în a accepta ideea că Origen a fost hirotonit preot. În schimb, bisericile din Cezarea Palestinei, nu așa, și cea din Ierusalim, nu se împiedicau în asemenea detalii. Acolo, tăruirea și entuziasmul în raport cu propovăduirea dreptei credințe nu aveau limite. Castrarea venea foarte bine, autocastrarea, da? Și aici o mai mare libertate în a accepta un preot iregular, să spunem.
ceea ce nu era cazul cu atmosfera, cu situația din Alexandria. Deci revin la Sfântul Grigorie de Nazian și la Sfântul Vasile cel Mare, ei aveau această perspectivă istorică, știau cum să decupeze, știau cum să asambleze elementele din opera extrem de vastă a lui Origen, astfel încât suma, rezultatul eforturilor pe care ei le-au depus să fie una atrăgătoare, să fie coerentă logic, să poată oferi o platformă filozofică, repet, de luptă intelectuală împotriva păgânilor, împotriva filozofiei gnostice, una redutabilă în acele zile. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre Filocalia lui Origen, Origen, Sfântul Grigore de Nazian și Sfântul Vasile cel Mare, o carte publicată în portofoliul editurii Herald în colecția Spiritualitate Creștină și a fost alături de noi Valentin Protopopescu, jurnalist cultural la Radio România Cultural. Îi mulțumim foarte mult. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a Cu drag. rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă, o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere!